Mărturisiți-vă Domnului că este bun, aleluia, când veac, este mila Lui, aleluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, aleluia. În mijlocul capitalei, unde viața este frenetică, preocupările sunt multe, timpul e tiran, curge repede de parcă te-ar mâna de la spate, există o oază de liniște plină de farmec. Aici credincioșii găsesc alinare sufletească, monahii înalță rugăciuni către Dumnezeu și pelerinii au bucuria de a descoperi un loc plin de spiritualitate. Pelerini suntem și noi astăzi, pășim pragul acestui schid monument istoric, despre care părintele Nicolae Steinhard spunea că nu poate să nu atragă prin grația, delicatețea și liniștea lui tupilată. L-am rugat pe părintele stareț Arsenie Irimia să ne vorbească despre acest mic colț de rai, titorit de Mihail Darvar și soția sa Elena. În urmă cu aproape 200 de ani, pe locul unde ne aflăm, se afla, exista Mahalaua Icoanei și Maidanul Icoanei. Aici Dumnezeu a inspirat pe Mihail și Elena Darvar, ctitorii mănăstirii noastre, dintre care cel mai important își doarme somnul de veci în biserica ctitorită de el și sunt reprezentanți împreună cu toată familia lor, cumpără de la urmașii familiei Buzeștilor o palmă de pământ în dreptul cimitirului Bisericii Icoanei, dar totuși unde nimeni n-a fost înmormântat până atunci. Și o construiesc o mică biserică de lemn, fără turlă, pentru rugăciunea personală și pentru pomenirile strămoșilor lor și a înaintașilor, dar și a urmașilor lor. Dată fiind legătura foarte apropiată dintre Părintele Culturii Române Ion Heliade Rădulescu și familia Darvari și știind că fiica lor cea mai mare, Sofia, dorea să se călugărească, ctitorii Darvari pun la dispoziția fetei Sofia Heliade Rădulescu micuța bisericuță din lemn și aduc de la mănăstirea Ciorogârla și de la Pasărea 12 călugărițe, iar în timp Sofia, care la călugărie își păstrează numele, devine stareța lor. Și așa începe viața monahală de la Darvari. În această mică perlă arhitecturală, ascunsă de tumultul orașului, tânăra obște care viețuiește și se roagă aici, ne primește cu brațele deschise și cu mare bucurie. Schitul Darvari, de cum intri, pășești în altă lume. Deodată inima ți se umple de emoție. Totul devine altfel. Nici o grabă, nici o supărare. Zgomotul orașului dispare, inima se liniștește, gândurile se curățesc, cugetele se îndreaptă către cer. Dumnezeu nu a lăsat fără rugăciune acest loc pe care El și l-a ales în mijlocul capitalei și în 1869 s-a ivit o ocazie excepțională, cu adevărat excepțională. Părinții atoniți, români, de la Schitul Prodromu, veneau în București după ajutoare. Sfântul Munte o ducea foarte greu în vremea aceea. Și veneau să strângă ajutoare în tot Bucureștiul și nu aveau unde să se retragă peste noapte. Și era o situație foarte dificilă pentru ei. Așa că, auzind această veste la urechea familiei Darvar, dar mai ales la dorința doamnei Elena Darvari, părintele Isaia, schimonahul din Schitul Prodromu, este invitat să vină la mica bisericuță de la Darvari și să locuiască în chiliile care se aflau aici, înconjurau precum o cetate mica bisericuță, în schimbul săvârșirii Sfintelor Slujbe. Și acesta este începutul atonit al schitului Darvari. Și atunci părintele Isaia îi invită pe monahii atoniți care erau în România, dar mai ales în București, să tragă la Darvari, că aici găseau un refugiu. Și așa a început istoria monahală atonită a schitului Darvari. Aleluia, când veac,
este mila Lui, aleluia, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, aleluia. După acest monah providențial, care a fost părintele Isaia, starețul schitului Darvar, timp de 45 de ani, a fost părintele arhimandrit Simeon Ciomandra, care era în același timp și stareț al schitului Prodromu și stareț aici la schitul Darvari din București. Și datorită lui, în acest loc s-a statornicit o rânduială monahală pe care o ținem până în zilele noastre. Timp de 45 de ani a avut o pastorație atât de roditoare încât mari intelectuali ai vremii, cum era poetul Tudor Arghezi, sau monahul Nicolae de la Rohia, Nicolae Steinhard, veneau la schitul Darvari. După ieșirea din închisoare, unde a fost botezat de părintele Mina Dobzeu, părintele Nicolae Steinhard a venit la Darvari și aici a fost miruns, a primit Sfânta Taina Mirungerii și a rămas apropiat de acest loc, pe care îl și pomenește în Jurnalul Fericirii. Și părinții au locuit aici până la închiderea schitului de către comuniști. 90 de ani de rânduială atonită și n-au plecat de lângă noi pentru că osemintele lor se află în cripta de sub Sfântul Altar. La 15 martie 1996, permanența Consiliului Eparhial Arhiepiscopiei Bucureștiului hotărăște reînființarea schitului Darvari. Și prea fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la 30 martie, redeschide schitul Darvari și așează pe primul stareț după reactivare pe actualul episcop al Giurgiului Preasfințitul Părinte Ambrozie. De la începutul rânduielii monahale a schitului și până acum sunt al 8-lea stareț. Și acum în Darvari se nevoiesc 6 părinți care au ascultarea dintr-un început a părinților atoniți să primească pe toți cu dragoste și să se așeze înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru fiecare creștin care calcă pragul mănăstirii și cere ajutorul lui Dumnezeu. Sanului, aleluia, că în veac este mila Lui, aleluia. Dacă din pricina vreunei ascultări monahale părinții sunt reținuți prin alt loc din mănăstire, pelerinii când trec pragul mănăstirii, bisericii schitului Darvari, sunt întâmpinați de 16 sfinți mari, așezați în racla de aici din biserica mănăstirii și pictați pe icoana care străjuiește baldachinul. Pelerinii care vin aici se întâlnesc cu marea gură de aur a bisericii, cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Se întâlnesc cu Sfântul Ierarh Vindecător Haralambie. Dar oamenii se întâlnesc și cu sfinți mai recenți, dintre care este Sfântul Siluan Atonitul, cel care a primit de la Dumnezeu această inspirație și încurajare pentru veacul al 8-lea pe care îl trăim acum. Ține minte în ea și nu deznădăjdui. Și sfinții pe care avem în raclă sunt moștenirea părinților atoniți și cinstirea lor se petrece aici la Darvari, în tocmai ca în Sfântul Munte Athos. Deasupra lor străjuiește o candelă care niciodată nu se stinge, o candelă neadormită. Acatistele sfinților din raclă se citesc în fiecare zi și nici nu sunt puși undeva la distanță de credincioși, ci dacă vii la slujbă mai devreme, poți să asiști la Sfânta Liturghie sau la cele 7 laude și să fii vecin cu sfinții care sunt așezați în mijlocul bisericii, ca lumea să aibă acces la această mare sfințenie. Părinte, cum putem ține mintea în iad și să nu deznădăjduim? Cuvântul pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu a venit în urma unei așteptări de 15 ani. Ceea ce era ceea ce manualele de ascetică și mistică spun părăsirea Harului. Își făcea ascultarea de fiecare zi, avea sub oblăduirea lui sute de muncitori și peste 100 de monahi, își trăia viața călugărească cu o foarte mare seriozitate, dar totuși Dumnezeu parcă nu se întrevedea de pe nicăieri. Și după 15 ani de rugăciune, în care părea că niciun răspuns nu vine și că Dumnezeu se ascunde de el, dar totuși Dumnezeu era prezent,
primește la glasul lui aproape deznădăjduit, Doamne, ești de neînduplecat. Primește acest răspuns în inimă. Ține minte, Anias, și nu deznădăjdui. Și întrebându-se de ce pătimește această stare de părăsire, răspunsul este următorul. Cei mândri pătimesc pururea de la demoni, din pricina demonilor. Deci cheia ca să ține minte Anias și să nu deznădăjduim este smerenia, adică o viață asumată, ceea ce și Părintele Arsenie Papacioc spunea deseori. Dragii mei, nu recomand o mulțime de nevoințe duhovnicești care s-ar putea să vă îngreuneze, dar recomand o stare de prezență. Să trăiesc, să mă port, să viețuiesc într-un cuvânt ca înaintea lui Dumnezeu, dar nu cu conștiința de rob, ci cu cea de fiu, ca unui tată care îmi poartă grija. Dumnezeu nu este contabil și legalist. Noi suntem așa câteodată. Dumnezeu nu este așa. De aceea, mergând pe linia Sfântului Siloan Atonitu, oștea de aici, din Darvari, când primește oamenii, ori părinții când primesc oamenii la sfat sau la spovedanie, noi ne gândim să le facem un cadou. Și cadou este nejudecarea lor. Vino așa cu tot ce ai și ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu împreună și ne vom ruga. Și oamenii, după ce pleacă de la Darvari, noi continuăm să ne rugăm pentru ei la chilie cu durere. Pentru că Sfântul Paisia Ghiuritu zicea că rugăciunea cu durere înduioșează pe Dumnezeu. Ăsta e darul pe care îl facem oamenilor, nejudecarea. Dacă Dumnezeu nu te judecă și te îngăduie la nesfârșit, noi de ce să nu o facem? Și tot Părintele Arsenie spunea la un moment dat, dragul meu, după ce că te-am salvat de la nec, să te mai cert că ești ud? Nu, bine că ai venit!